Polițiștii din Argeș au făcut percheziții în județul Argeș și Mehedinți la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite că ar fi obținut fraudulos împrumuturi de la instituții financiare nebancare fără a le restitui. Prejudiciul stabilit depășește 150.000 de lei. Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Argeș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 9 percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale și instituții nebancare din județele Argeș și Mehedinți. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române. Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie-octombrie, cei vizați ar fi obținut în mod fraudulos sume de bani cu titlu de împrumut de la 6 instituții financiare nebancare de tip CR, pe care ulterior nu le-ar mai fi restituit. Prejudiciul cauzat este de peste 150.000 de lei, reprezentând sumele de bani nerambursate.